Maratonul Europa FM live pe plajă. Vino și tu pe 8, 9 și 10 august la Europa FM live pe plajă. Află programul complet pe livepeplajă.ro. Europa FM live pe plajă, puțin a mai rămas și o să ne dăm întâlnire pe plaja aceea frumoasă dintre Venus și Saturn pe 8, 9 și 10 august, începând cu ora 16:30, vin cei mai tari artiști ai momentului și vin și oamenii frumoși de la Voltaj. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! În formulă aproape completă în studioul Europa FM, de la distanță însă este alături de noi și Călin, pe care îl salutăm prin intermediul legăturii telefonice. Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara, mă mir! Sunt, ca să zic și eu, bună seara odată cu colegii mei, dar dacă mi-ai spus și prezentarea asta, am prins curaj și am spus și eu bună seara. Călin, mă mir că n-ai răgușit după cât de tare ați reușit să cântați astăzi la ora 14:00 la noi în parcare cu câteva sute de corporatiști care practic au lăsat tot și au ieșit în fața clădirii să cânte alături de voi. Tare, tare, da, faină atmosfera. A fost superb. Am avut ceva emoții pentru că cu 5 minute înainte de a începe, lumea încă nu ieșise și bine, nu știam dacă vom cânta unei parcări goale, dar în momentul în care și tu ești mobilizat un pic și au auzit că se întâmplă ceva, a fost lumea mult acolo și a ieșit foarte bine. Păi am numărat ca la Revelion și momentul în care le-am zis la ora 14 lasă tot și vină, la ora 14 au lăsat tot și oamenii au venit și au fost alături de noi în studioul Europa. Este foarte precis și nici nu pierd vremea mai mult decât e permis, adică. Da, în studioul Europa FM i-am pe Gabi și Oli. Salut, domnilor! Salut, salut! Salut, Călin! Salut! Și o să stăm la povești în această oră în direct. Pe tine, Călin, de ce nu te prindem în seara asta în studioul Europa FM? Din păcate, n-am avut nicio altă alternativă. E o treabă cu copiii pe care trebuie să o fac în seara asta, o serbare de final de an la care trebuie să fiu prezent și mama lor fiind plecată, am rămas singurul în măsură să particip și așa că, cu părere de rău, sunt cu voi, dar cu părere de bine sunt alături de ei. Cu tot respectul pentru un părinte responsabil, orice tată adevărat ar fi făcut această alegere să fie alături de copiii săi la petrecerea de final de an, la serbare. Da, eu zic că sunt un absent motivat, adică mai spune că oricine ar fi ales să ducă asta. În mod sigur și sunt sigur că ai tăi colegi, Gabi și Oli, vor ține foarte, foarte bine friele emisiunii. Exact. Da, și eu am luat și aer în piept, să știi. Și legenda trupei Voltaj aici, în direct la Europa FM. Eu sunt din Cluj și sarjancii mai încet, ei sunt amândoi bucureșteni și foarte pe fază și asta că cu siguranță vor da toate detaliile necesare în ceea ce ne privește. Iar eu vă spun că abia aștept să ne vedem la live pe plajă și abia aștept să până atunci reacțiile ascultătorilor Europa FM la noul nostru single Laptop. Lăsăm tot și ne bucurăm de vară și de oamenii speciali din viețile noastre. Călin, te îmbrățișăm și îți mulțumim mult de tot pentru că ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu noi. Pa! Te-am lăsat! Du-te la serbare! Seară de milioane în continuare! Mulțumim mult de tot! Călin Goia a fost alături de noi prin telefon, iar din acest moment preluăm legătura direct în studio cu Oli și Gabi. Domnilor, ce faceți? Mai puteți? Ați cântat în căldură, oameni foarte faini, am văzut că au venit, povestea un pic mai devreme și Călin. Cum de-a venit ideea asta să mutați, înțeleg că mașina cu barca aferentă? Cu tot, cu barcă, cu tot. Sunt parte și din videoclip. Sunt parte și din videoclip, practic o să vedeți mâine când mâine se lansează. Videoclipul e foarte trăznit. E la fel de trăznit și energetic ca piesa. Și videoclipul, practic, voi nu l-ați terminat de montat decât în această după-amiază cu ceea ce s-a întâmplat încă aici. Încă se lucrează la el, e la cuptor. Perfect, deci mâine avem foarte multe motive să ne uităm la acest clip Voltaj și să vedem povestea pe care, nu-i așa, o vom fredona întreaga vară. Acum căutam piesa asta și sunt foarte, foarte fericit să-i dau play în clubul de seară la Europa FM, pentru că noi la Europa FM am făcut avanpremiera. Mâine se lansează piesa și, practic, doar cine ascultă Europa FM în acest moment se bucură de piesa voastră. Are ocazia să audă, da. Și acțiunea de astăzi a fost un fel de teasing. Este exact ca pozele alea cu mâncare pe care le vedem pe internet. Am vrut să le aducem corporatiștilor care vă înconjoară aici
o idee de mare și pentru că nu puteam să facem 5 cisterne cu apă de mare, am adus o barcă care să le facă poftă să vină la live pe plajă, să meargă la mare oricum, indiferent de programul pe care îl au, să lase munca deoparte, să lase tot. Lasă tot, dă radioul mai tare și bucură-te de ceea ce se aude în acest moment. Bun, și în acest moment puteți renunța la căști. Cred că vă este mai simplu așa să avem discuția. Nu sună nimeni, nu sau nu e cu... Nu, s-au grăbit colegii mei să vă aducă căștile, de asta v-am lăsat special, ca să pot să vă bârfesc cu al nostru Călin, fără ca voi să auziți. Deci, da? Ei s-au prins că este... În acest moment auzi, te și vezi, suntem video live. Suntem ok, suntem natural, nu avem nimic de ascuns. Suntem cu trupa Voltaj și cu... Pot să zic? Cum îl prezint? Păi dacă tot vorbim de copii sau dacă am vorbit de copii cu Călin, dimineață Oliver a fost la filmarea asta sau nu, la lansarea asta împreună cu fata lui și acum după masă eu am venit cu fiul meu care este Ioan. Ioan, ia lui. Un microfon aproape și cred că avem și un cadru general, Bogdan, să ne arăți pe toți, imediat ne ajută sau ne ajută Marius. Bună este seara. Și responsabilul nostru, cum se zice asta, online... Social Networking Account Manager. Opa, corporatiști, dacă tot am fost în clădire de corporatiști, i-am scos la plimbare din birou. Au zis să adauge ceva tineret. Da. SM Manager sau cum ar trebui să-ți spun? Cum vreți voi. Câți ani ai? 16. Mulți înainte. Gata cu școala? Pentru momentul dat, da. Încep din nou în august. Te apuci de muzică sau rămâi pe partea asta de online și... Eu nu vreau să fac nimic legat de artist, de media. Eu sunt la școala de aviație momentan. Vreau să devin pilot. Opa! Păi de asta zburați voi cu gândul în tot felul de colțuri și de asta ați zburat cumva barca aia de la mare, ați zburat-o direct la noi în parcare. Dar de tot ideea asta, să aduci o barcă într-o parcare de clădire corporatistă și mă uitam la oameni și la mirarea lor, pentru că noi cu 5 minute, ca să derulăm întregul film, cu vreo 5 minute înainte de fix, am tras copertina aia ce Dumnezeului o acoperea și au văzut o barcă, un jeep. Și Dumnezeului fac ăștia aici? Am fost la a doua experiență de genul ăsta, pentru că acum câteva zile, dar nu mai țin de când, am făcut foarte multe ture pe aici, pe la voi, prin zonă, de dimineață până seara. Și să știi că am încurcat un pic circulația la un moment dat. În orice caz, foarte multă lume de pe trotuar ne-a privit trecând cu barca prin mijlocul traficului. Și mă rog... Dacă ai fost o ploaie, să știi că erai ok. Adică era a fost ceva și normal. Un pic de ploaie la un moment dat. Dar în orice caz, a fost ok că le-am adus un pic de bucurie în priviri, pentru că fără niciun pic de jignire... Era ușor trist la ieșirea de la muncă, am prins și ora 6 și pe trotuare mergeau niște oameni către casă, ușor triști, adică... Să nu fie muzică și să nu ne trezim că prietenul Facebook întrerupe transmisia. Ah, da, că nu e sensibil la piese. Despre melodia asta. Acum oamenii care sunt pe frecvențele noastre aud las tot... Și este o piesă pe care o să o vedem cu videoclip la pachet. Sigur, mâine, sunteți gata mâine? La 11, da. Deci da. Nu dormiți noaptea asta, nu? Ca să randați și să faceți tot. Nu, băgăm lemne pe foc, întoarcem pe toate părțile. E destul de interesant să fii și artist atât de activ. Adică mă uit la voi, de azi de dimineață noi v-am ținut pe aici cu noaptea în cap și în același timp să ai și viață de familie. Poate povestim despre toate astea chiar acum, revenim în direct. Suntem împreună în clubul de weekend la Europa FM. Mulțumim celor care ne și urmăresc video live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Între timp, pentru cei care se uită online la noi, am dezvăluit o surpriză. Nu sunt doar Gabi și Oli în studioul Europa FM. Să-mi zici și mie dacă s-a prins ceva roșu. Da. În acest moment poți să și vorbești în microfon. Bună seara, bună seara. Așa sună o voce de 16 ani. Am văzut cum sună o voce de 20 de ani, eternă de 20 de ani, Voltaj la începutul orei. Dezvăluim cine este vocea, Gabi? Da, putem. Poți să te prezinți tu ca să nu ne mai... Numele meu este Ioan Constantin, fiul lui Gabi de la Voltaj.
Și am... fotograful ad hoc a formației. Și fotograful ad hoc a formației. Social media manager am decis noi să, da, să-i dăm titulatura, că toți suntem într-o zonă corporatistă și astăzi ne-am învârtit printre corporatiști. Povesteam un pic mai devreme, înainte să revenim și pe radio, că e destul de interesant să aveți viața asta agitată de partiști tot timpul pe drumuri și în același timp să fiți și familiști și foarte atenți cu familiile voastre alături de copii tot timpul. Cum nu reușiți să vă împărțiți? Vină un pic mai aproape, Gabi. Nu cred că e ceva, mă rog, deosebit. Poate la un moment dat e un pic greu, dar faptul că noi, în primul rând, la Voltaj facem ceea ce ne place, cred că ne ajută foarte mult să continuăm activitatea asta și să nu o luăm ca pe o muncă grea, sau, deși este o muncă grea, să nu o luăm ca pe ceva care să ne împovăreze. Și de asta, din totdeauna, am putut să ne împărțim între familie și Voltaj. Voltaj oricum este cea de-a doua familie pentru fiecare dintre noi. Mă gândeam că practic ați crescut, trăit alături de Voltaj, s-a scris. Am avut multe întâmplări și bune și rele. Au fost întâmplări la care am participat la propriu cu toate familiile. La concursul Eurovision, spre exemplu, ne-am plătit bilete pentru toată lumea și am fost cu toți copiii, cu mame, cu bunici, cu peței, cu urcei, cu de toate. Pe mine m-a impresionat, nu știu dacă știe lumea ce povestesc acum, m-a impresionat un concert în care cânta Max Cavalera la București, la Arenele Romane, și din autobuzul lui, la un moment dat, înainte de probe, au coborât 7 copii. Okay. Și am întrebat pe oamenii din stafful lui: ce-i faza asta? Cine sunt copilașii ăștia? Că îți dai seama, aveau vârste diferite. Și mi-a zis: sunt copiii lui Cavalera. Ăsta umblă peste tot pe Mapamond cu toți copiii. Și a zis: wow, ce chestie tare, să poți să-ți plimbi copiii la concertele pe care le dai cu Bine, Soulfly. Pe de altă parte, dacă nu a pus să fie alături de ei, atunci îți încerci cumva să-i ții împreună cu tine. La sistemul lor de turnee internaționale și cât de mult lipsesc de acasă, într-adevăr, singura variantă corectă este asta. Să ai homeschooling sau bus schooling, că circulau cu autobuzul, și să-i plimbi pur și simplu după tine. Oricum, cred că cât de curând chestia asta de parenting se va schimba, în sensul că ai văzut, a apărut și la noi homeschooling, sunt o grămadă de oameni care își dau seama că școala tradițională are nevoie de o transformare, împrospătare, și probabil că și relația părinte-copil cât de curând se va schimba foarte, foarte mult. Noi deja am început. Oli, fata ta, câți ani are? 5 ani jumate, 5 ani și chiar mai mult de jumate, 10 luni. Mulți înainte. Mulțumesc. O crești pe scenă? O cresc de câte ori am ocazia, o aduc la concert și se bucură, a fost și astăzi la întâmplarea de aici dintre clădirile voastre și s-a bucurat foarte tare. A țopăit, a transpirat, dar a fost fericită. Ai emoții în momentul în care trebuie să cânți în fața fiicei? N-am emoții, în schimb, dacă îi prind privirea, nu mai pot să mi-o dezlipez de acolo. De înțeles de ce. Cum e să mergi cu tata la concerte? Este foarte, foarte interesant, fiindcă văd o perspectivă nouă. În loc să fii în public, vezi de fapt ce se întâmplă în spatele scenei și cum ajunge show-ul să fie complet. Și cum de nu-ți doresc să fii precum tata, așa tot timpul în atenție, în lumina reflectoarelor? Păi, de la 3 ani am dorit mult să devin pilot. Mi-a plăcut aviația întotdeauna, chiar dacă tata a încercat să mă aducă spre muzică. Și acum zâmbește larg. Am făcut și muzică, fac canto, și am încercat și chitară, dar inima mea tot spre aviație se duce. Păi, poți să cânt, să iei și pe ei în zbor și să cântați și în avion. Mai este un artist care a devenit pilot între timp, da. Și văd că îi merge bine. Nu mai merge cu muzica, dar important, în aer e fericit. Important, în cazul nostru, dar eu cred că Vino, Gabi, mai e și pentru tânăra generație o chestie prezentă, este faptul că mie Ioan mi-a zis de treaba asta. Când tot încercam, noi avem o școală de muzică, Voltaj Academy, și, mă rog, unde el era elev, cursant, încercam să-l duc acolo, la chitară, la canto. De cântat îi place lui să cânte, de unul singur, nu l-am obligat. Dar la un moment dat mi-a spus: vă să știi că eu nu vreau să mă fac cântăreț nicicum, dar ce vrei să faci? Pilot. Ok. Și mi se pare că cel mai mare câștig al unui copil este ca părintele lui să nu-l oblige să facă ce vrea părintele, să-l lase să facă ce vrea copilul. Nu ca în cazul lui pilotaj. Indiferent ce meserie e sau
indiferent ce pasiune are și pe care o poate dezvolta într-o chestie permanentă pentru viață, îl ajută foarte mult. Nu știu cum e să te duci, eu nu m-am dus niciodată la muncă obligat de cineva, dar cred că e rău. Dacă te duci și faci o activitate pe care ți-o dorești, mi se pare că deja este un mare câștig. Corect. Nu simți că muncești. Fă ceea ce îți place. Am sfârșit misterul alegerii lui Ioan. Cred că știu de ce a ales să se facă pilot. Zi. Știi cum e când ai 5 ani și ți-aduce stewardesa o bomboană? În momentul ăla vrei să te faci pilot, să ai tu bomboanele. Oli, tu ce-ai vrea să se facă fiica ta? Ce vrea ea? Aș vrea să se facă fericită. Wow, ce răspuns frumos! Răspuns demn de voltaj, pentru că voi faceți oamenii fericiți. Revenim imediat și o să povestim și de piesa asta faină. L-am lăsat tot, am ascultat-o și cred că ar fi cazul să și povestim. Vrei de ea. Vrei să o disecăm? În 4 minute. Stai că încă noi nu ne-am prins despre ce e vorba. Poate reușim să ne prindem. Suntem în continuare live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Ca să apuc să dau și un pic de publicitate și pe aia povestim și de piesă. Mersi mult de tot, Ioan, că ai venit și tu în live și mersi că l-ai lăsat. Ți este teamă cumva, tu nu ne auzi în momentul ăsta, că lumea ar putea să înceapă să-l trateze diferit și să fie un comportament care să nu-l ajute pe el să se dezvolte neapărat ca om? Nu știu în ce direcție să te duc cu întrebarea ca să o percepi așa cum e. Pentru că în momentul în care ești fiul unei vedete, poate ți se oferă anumite privilegii și tu ai putea să nu mai devii cea mai bună versiunea ta. Foarte importantă. El este elev la o școală de pilotaj în America. Păi așteptam să mă întrebe Teddy de școală. De nu știe nimeni cine e, nu știe... Spune-ne! Da, deci la liceu în America. Da, a fugit de celebritate. De fapt de asta, da. Într-un liceu care este gratis și este subvenționat, cum se zice? Da, subvenționat. Subvenționat de guvernul american. De guvernul american și de cea mai bună universitate de aviație din America. Wow. Da, foarte și este tare. Clasa 10 acolo. În paralel, a 11-a trecut acum, că a terminat vacanța, abia a venit. În paralel, e la o școală de zbor de acreditare, pur și simplu. Primul pas în a deveni pilot. Tu mai ai zburat singur de 3 ori. Foarte tare. Deci, practic, tu nu ai stresul ăsta cu băiatul lui tata. Și nici alții nu l-au în jurul tău. Are doar stresul cu tata. Chiar nu vă e greu să-l aveți așa la distanță? De câte ori vă vedeți? Odată la 2-3 luni? Da. Așa? Ce mai... Probabil că de 4-5 ori pe an ne vedem, în sensul că, uite, acum a venit și va sta el 2 luni aici. La începutul anului am stat eu o lună jumate în America. Am fost și eu să-l văd la începutul anului. A fost da, și Oli fost acolo, și la mine. Și cu Miruna au fost acolo și s-au bestializat la Universal, la Disney. Uite, aici trebuie să spun că el s-a înturat cu Miruna și cu Oliver mai tare decât cu mine. E pentru gap-ul că... de vârstă mai mic. Ai grijă ce spui acum. Nu, că noi știm așa de mult. Ești la dreapta tatălui, ca să zic așa. Eu nu sunt mare fan de treaba asta și mai mult decât atât la Montan Rus mi se face rău. Și le-am zis, bă, trebuie să vă asumați. Da, și te-ai găsit un partener cu care să... Și și-a găsit partener instant. Deci mă uitam la Oli, se ducea pe cele mai mare rollercoaster și mă uitam la el. Oli, cum poți să faci asta? Nici eu nu m-am dus. Și am zis, Oli, cum poți să faci asta? Și ora și pe Miruna. Dacă putea, dacă avea înălțimea necesară. Da, bine, Miruna o să aibă repede înălțimea, dar nu știu dacă o să aibă discernământul. Trebuie să o bine, lasă mai... Bine, oricum bați toba tare, deci au rămas cu o asta. O să bași în gips dacă trebuie. Oricum te descurci în orice... cum e pentru voi, nu știu, așa viața... Eu vă știu piesele și foarte mulți ca mine vă știu piesele și momentul în care vă văd pe stradă le revin tot felul de refrene. Sunt oamenii care vin după voi în momentul în care vă văd, vă recunosc, trag de să voi, cântă, îmi dăm autograf sau... Asta. Cel mai mult, probabil că lumea îl recunoaște pe... Adică nu probabil, sigur, recunoaște pe Călin. Al doilea în topul ăsta este Vali Basistu, pentru care freza aia de... Pui Viking. Galben. Și eu cred că noi suntem mai în regulă. Da, eu trec foarte ușor prin mulțime fără să mă recunoască lumea. Bine, acum dacă ți-ai pus și ochelarii aia de soare, stăteam și eu și mă uit.
O să încerc niște Ioan, dacă se poate, câteva poze pentru Instagramul meu. Of course. Și cu ochelari de soare. Ca mai oprească și pe mine cineva. Da. Dar, într-adevăr, la chestia asta, la întrebarea ta, trebuie să spun că e un lucru pe care Călin îl stăpânește mai bine ca noi. După concerte, el stă absolut până la ultimul autograf. Îi se întâmplă să stea și o oră jumate câteodată. Și e foarte, nu știu cum, relaxat cu treaba asta. Adică, pur și simplu, cu toate că sunt ocazii în care ne grăbim sau avem, mă rog, câte o treabă, cred că este trademark-ul lui. Până nu a plecat ultimul om care solicită autograf, Călin nu se mișcă de acolo. Bine, mi se pare că și el e o persoană deosebită și destul de atentă la cei din jurul lui. Și da, e așa un om bun și așa o... Aduce porc la Crăciun. La asta mă referam, dar e bine de știut. Nu, deci dacă vreau de șorici, Cluj, știu la cine bun, să apelez. Ăștia de la Cluj sunt ok, au antol, au... Au multe. Da. Există cumva vreo sursă de discuții între voi? Că tot ai pomenit de Călin că iese și stă la autografe, că el iese mai mult în față, că e mai cunoscut... Da, ne certăm des pe treaba asta. Nu, serios e întrebarea. Nu, serios n-am avut niciodată, dar cred că ni se datorează nouă treaba asta. Adică nouă fiecăruia dintre noi în parte, pentru că ne știm fiecare loc în primul rând și în al doilea rând asta vine odată cu fișa postului la vocaliști. Adică eu, spre exemplu, trebuie să recunosc aici că mă bucur să dispar cât mai urgent din peisaj, pentru că mai am chestii de rezolvat legate de program, legate de plecare. Dar poate sunt și formații care au boală pe vocalistul lor sau care îi pun piedică când urcă pe scenă. Nu e cazul la noi. În orice caz, recapitulam cumva fugar în minte anii ăștia pe care am petrecut eu alături de Voltaj recent. Adică recapitulam recent. Stai, destul de mulți ani, adică... 2002-2019, 17 ani deja. Păi, asta zic. Am împlinit 17 recent, ani. Recent, e o viață. Și pe lângă faptul că mi-a strânit zâmbetul, că asta e practic cea mai lungă relație din viața mea, în afară de aia cu părinții. Ok. Nici n-am avut vreodată scandaluri casnice, cu ghilimele casnice. Și mai mult decât atât am constatat că pentru mine... plecatul la drum cu Voltaj, indiferent că e până la studio sau înapoi de la studio sau, în fine, întâlnirile cu Voltaj, care sunt dese și de cele mai multe ori lungi, sunt un prilej de bucurie pentru faptul că în configurația asta, așa, noi cinci bărbați de vârste... apropiate. Da. Bine, unii apropiate de... Bine. Ok. Hai să nu devenim morbizi. E una din cele mai frumoase chestii, una din cele mai frumoase chestii din viața mea, felul în care mă distrez cu băieții ăștia patru, nu se repetă în niciun alt context din viața mea. Evident că sunt lucruri pe care le prețuiesc în viață la fel sau chiar și mai mult, cum e fiica mea, dar felul ăsta așa în care relaționez cu ei, nu-l mai am în niciun fel de alt aspect al vieții mele. Și asta îmi place incredibil de tare, că mă duc cu ei și indiferent că sunt supărat, că sunt nervos, că sunt bucuros, că sunt ce, cumva ajungem să râdem cu gura până la urechi. Și felul ăsta așa de umor pe care îl avem între noi, care uneori, mă rog, bate, ca să zic așa, peste limitele cotidianului. Mie mi se pare că dacă vă permite să aveți glume, glumițe din astea între voi, înseamnă că chiar sunteți foarte apropiați, deci, și atunci e genul ăla de relație când îți permiți să zici că știi că celălalt înțelege de fapt ce... Avem niște momente de isterie, de râs în mașină, de nu-ți vine să crezi, adică... Da, și să știi că eu am legătură cu toate. Adică, ce le faci? Le... gust. Se leagă de tine băieții ăștia? Invers. Invers? Da, eu sunt cățelul ăla mic care latră tare. E bine dacă latri și nu muști, că așa în general sunt. Nu, e, Doamne ferește. Nu, dar e o chestie foarte organică în primul rând și sinusoidală, adică se trece prin toate stările. Trebuie să-ți închipui că treaba asta alternează cu multe perioade de tăcere în care toată lumea e ruptă de oboseală, mă rog, nu scoate niciun sunet. Sau când Călin are nevoie de pauză vocală și ne face semne. Sunt tot felul de, pur și simplu, de situații, inclusiv de tristețe sau supărare între noi. Suntem... Dar vă simțiți și cumva vă completați? Da, ni se întâmplă toate și suntem exact așa cum trebuie să fim.
Bă, știi ce? Nu zice dacă nu zice. Până la capăt, e ok. Nu știu dacă nu sună un pic pride așa, dar... Îmi pare foarte bine că scole cu voi. Păi și nu, asta era din ăla, wow. Da. Momentul, ca să nu spun firma. Nu, nici nu știu cum s-a dezvoltat relația asta. Dar cred că și oamenii asta vă percep ca fiind foarte apropiat și natural. Pentru că și... suntem în realitate. Hai să povestim și pe radio și o să vă trag de limbă și despre piesa asta. O lansați împreună cu albumul la pachet? Suntem în clubul de weekend pe frecvențele Europa FM și live și pe pagina noastră de Facebook. Intrați acolo, fiindcă nici nu știți ce pierdeți vorba cuiva. Dar nu despre asta este vorba. Gabi, lumea te percepe, un pic mai devreme vorbeam în live-ul de pe Facebook, de cât de sudați păreți și, într-adevăr, chiar sunteți o familie și nu doar jucați un rol atunci când ieșiți în public. Dar, revenind la tine, lumea te percepe ca fiind omul ăla mai sobru și mai serios și... Pentru că așa sunt și uite... Un pic mai militaros. Poate da, pentru că am vorbit mai devreme de faptul că la autografe Călin stă cel mai mult, trebuie să spunem și partea cealaltă, eu stau cel mai puțin și dacă la Călin, la Oli, chiar și la Vali Prunus, vine lumea cu pixul și cu hârtia super hotărâtă, deci mi-e un autograf, nu știu ce, la fel de repede vin și la mine și la vreo jumătate de metru se opresc și întreabă, nu vă spărați, se poate să-mi dați și eu un autograf, dar probabil că mă ajută fața foarte mult la treaba asta, eu pe sub carcasa asta sunt la fel ca și colegii mei, adică nu mușc chiar din prima, doar că într-adevăr... Capul limpede. Nici nu știu. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori în viață să mă întreb oamenii, e supărat? Când chiar nu eram deloc supărat. Și probabil că asta a transmis, sau măcar sobrietate. Dacă da, altfel să știți că aici lângă mine Gabi e un ursuleț. Așa dar e și acasă? De... Da, 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 da. E ursuleț? Este, este. Da, și nu, pentru că, și nu doar pentru că e pufos. Vine, te ia în brațe și manifestă dragostea? Da, sau? Da. Mai ales, de exemplu, când noi suntem în America și el vine să ne viziteze direct de la aeroport, când se dă jos din avion, vine și ne sare în brațe. Să nu le spui că și plânge. Păi schimb imaginea, lasă-l să pară așa, da, serios. Da, 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 da. Mita, pentru că vorbeai mai devreme de faptul că părem un monolit, părem pentru că așa suntem. Adică la voltaj, din păcate sau din fericire, habar n-am, dacă dai într-un nu strigă toți. Așa suntem construiți, suntem în mod organic așa, nu ne-am semnat un contract. Și fii atent că voi dați voltaj doar în tobe, în concerte și... Să rămână așa. Astfel, lucrurile. Dacă ne ascultă cineva de unde se controlează contractele, avem contract în tine. Probabil un contract foarte bun dacă sunteți atât de fericiți. Sau măcar scrie acolo, trebuie să declar că ești fericit. Da, bine, cum spune Gabi de multe ori în multe situații, contractul pe care îl avem între noi este ăla că vrem să facem chestii împreună, nu că am semnat o hârtie. Frumos. Apropo de făcut lucruri din împreună, am lăsat tot și vara asta, cred că ăsta e imnul verii, nu putem deja să-l numim așa și probabil așa va deveni, cel puțin imnul lansat de Voltaj pentru vara 2019. Cum v-a venit ideea pentru piesa asta? Noi ne-am dorit să fie imnul verii, vom vedea dacă va și deveni imnul verii. Pur și simplu a fost o idee la comun ca tot ce se întâmplă în Voltaj, în care... Multe chestii vin după discuții în lungile noastre clipe petrecute în mașină și la un moment dat am constatat cât de fericiți suntem noi că facem ce vrem și ne-am gândit că poate există oameni nefericiți care nu fac tot timpul ce vor și că ar fi o soluție pentru ei dacă la un moment dat ar pune punct măcar pentru o chestie temporară, nu pentru restul vieții. Două zile, o săptămână, pur și simplu să te detașezi, să evadezi în închisoare, cum ai zis Călin, orașul ăsta e o închisoare. Câteodată e o închisoare. Oli, simți că ar putea să întreacă 20 piesa asta? Stai că mă gândeam la altceva. Nu, cred că ăla e blestemul nostru. De ce? Câteodată și binecuvântarea. Binecuvântare, cred, că toată lumea cântă piesa aia și o cântă din tot sufletul. Ei, a pus glimele, dar la radio nu da, se da, 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 da. Trebuia? Opa! Așa, știi, ca să te vadă pe Facebook. Hashtag ghilimele. Hashtag ghilimele. Bine, hai să vedem ce s-a întâmplat în decursul timpului într-o zi de 14 iunie. Ne ajută colegul Andrei Paleu. Las și o rubrică să intre pe radio. Da, da, da.
Și după aia să vedem cum mai facem loc și la publicități, că văd că sunteți bun povestitor și vă place să povestiți. Dar asta, de unde se face documentarea asta cu zilele? Ce s-a întâmplat? Cărți, net și istoria în general e generoasă astăzi ca să-ți oferă surse să găsim. Stă colegul Andrei prin bibliotecă. Am văzut că e destul de complexă, largă. Da. Da, și complexă toată paleta asta de activități și... Păi da, că e interesant de cunoscut așa parcursul și nu doar despre artiști mainstream, ci și zone noi să le descopere, că s-ar putea să-ți placă. Am mai văzut că la TVR există chestia asta, dar mi s-a părut un pic plictisitoare la un moment dat, pentru că o tot ardeau cu știință, cu nu știu ce, s-a născut Galileo Galilei. Da, acum a trebuit să-i dau un CC colegului Andrei Paleu care face, știi, ca să se vadă acolo tăguit în live și să găsească momentul de laudă. Revenind la piesa Las Tot, o să fie și pe un album. Da, o să fie în toamnă un album care este un album aniversar, se numește Cala 20 de ani și Cala 20 de ani de data asta înseamnă sentimentul pe care îl ai când ai 20 de ani. Asta o să fie în fiecare piesă de pe albumul sunt ăsta. Sunt piese mai multe noi? Toate 10 melodiile, de fapt nu, sunt 5 melodii noi și 5 deja sunt lansate. Ok. Piesa asta va face parte de pe acel album. În octombrie vom încerca un turneu în 10 orașe din România, pe care vrem să-l încheiem la București în 27 noiembrie, la Sala Polivalentă, cu o mare producție Voltaj, așa cum am încercat de fiecare dată, și ne-a și ieșit, cu toată modestia trebuie să zic, și ne-a și ieșit! Sau de ok. Și cred că cea mai mișto chestie la Voltaj este concertul. Pentru că există, în mod real, există un schimb de energie între noi și public pe care nu îl întâlnim în altă parte. Nici când ascultăm, nici când... Am văzut când urcați pe scenă, deci lumea parcă intră într-o transă. Și noi, pentru că îi vedem și te încarcă extraordinar. E ceva... Da, și să știi că nu-s baliverne treaba asta cu schimbul de energie cât se poate de palpabil. E mai palpabil decât ăla cu aura și cu acupunctura și cu... Vă pregătiți în vreun fel înainte? Aveți vreun ritual din ăsta înainte să urcați pe scenă? Da, consumați ceva? Și... N-am reușit. Pe distracție. Da, n-am reușit să avem o chestie așa înainte de fiecare concert. Călin își face o încălzire la voce, dar o chestie tehnică, nici de cum ezoterică. Ok. Și, nu știu, uite, hai să facem și noi un ritual odată, ceva. Să implementăm. Doamne, cine știe în ce vă bag? Dacă mă gândesc la ceva. Au mai fost lucruri pe acolo, pe la Costinești, pe la Mare. N-aș vrea după aia să mă regăsesc. Cine știe ce combinație. Hai să facem așa, înainte de concert. Odată la câteva luni, să scoatem un hit. Asta deja o faceți. Acum, sincer. Avem un ritual de care ne ținem la plecarea de pe scenă. Întotdeauna mergem toți în fața scenei și salutăm publicul. Adică e o chestie, apropo, și de ce ai întrebat înainte. Voltaj este o formație cu 5 oameni, toți sunt la fel de mult implicați în schimbul ăsta de relație cu publicul. Apropo, ai întrebat, uite, de faptul dacă suntem geloși pe Călin. Nu suntem, pentru că cred că în Dă vina pe Voltaj, unul dintre versuri e Oliver care lovește toba mare și de fiecare dată Călin accentuează treaba asta și tot publicul țipă și în aceeași melodie îl subliniez și pe Prunus. Bine, Prunus care l-a luat Călin așa cu o formulă prietenoasă, basistul meu. Mă rog, dar vezi, uite, a fost... Și noi al lui? Toți sunteți ai lui? Și... Da. Și viceversa. Doamne, mă uit la piese. Toți ai lui unul și unul ai lui toți. Da, am zis să facem playlist-ul împreună pentru Live pe Plajă și sunt foarte, foarte multe mesaje și foarte multe piese și nu știu dacă e vreo piesă pe care oamenii să nu cânte cu voi în concert. Voi cum vă alegeți piesele pe care le cântați? Nu știu, avem multe ocazii în care facem un playlist pre-concert și ne hotărâm, dar ni se întâmplă de multe ori să... fie orașe în care n-am cântat cât o piesă de mult sau mai multe piese și să le introducem special pentru orașul ăla. Sau sunt orașe în care știm ce le place și adăugăm câte o piesă.
Sunt orașe din astea care au o anumită piesă și știi că acolo merge piesa aia? Da, 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 mai sunt. Cluj, un exemplu. Păi, spre exemplu, la Cluj am fost urmăriți foarte mult timp de niște piese pe care nici nu doream să le cântăm așa mult. Cred că Eu cu mine e una dintre ele. Da. Și Cinema. Mă țin după ăla cu Lacrima. A, cu Lacrima, da. 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 Mă rog, dar de cele mai multe ori ținem cont de ce își doresc oamenii. Sunt orașe care se pornesc mai greu, deși s-a tot schimbat și chestia asta. Uite, Brașov era unul dintre orașele în care publicul se încălzea mai greu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar s-au schimbat. Mă rog, la noi nu e o problemă asta cu publicul, că ți-am zis din prima... S-a mai încălzit planeta și... Sau de la asta, nu știu. Bun, o să revenim, mai avem fix 2 minute, timp să povestim. Și revenim acum foarte scurt, după care luăm o publicitate și ne întoarcem după publicitate cu o provocare pentru voi. Clubul de weekend la Europa FM alături de Voltaj, Gabi și Ioli în studio, Călin de la distanță și ceilalți colegi sunt sigur că și ei pe aceeași frecvență cu noi sau direct pe Facebook, dau acolo refresh ca să fie vizualizări multe pentru că este muncă în echipă. Mie mi-a rămas în minte o lecție de germană, deși nu suportam germana la școală. Cum Dumnezeului s-a născut piesa aia? A învățat vreunul dintre voi, germana? Sigur că trebuie să spunem pe post treaba asta? Se poate spune, doar gândește foarte, că ne ascultă și CNA. Adică... Foarte așa, volatil. În principiu de jos în sus. A existat vreun personaj? Nu. Pur și simplu făceam... germană. Așa. Făceam la un moment dat mișto despre cum sună filmele X-rated în germană. Ok. Schnell, nu știu ce. Și pur și simplu de la chestia asta a apărut melodia. De la Bine. O glumă internă s-a dezvoltat, a avut și succes. Dăm voie să-i dau un play în Clubul de Weekend. Bă, serios, piesa asta deci mi s-a părut, eram în anii de... Liceu. Școală de liceu, da. Și... Bine, a fost ok la vremea. Deci acum adică... realizat și eu despre ce e când ai zis tu că nu știam. A fost... E bine. Înseamnă că e nu okay, și eu am făcut și germană la școală. Tu zboară acolo, lasă. Păi nu, și tu zici, da, uite ce lecție interesantă, da, repede. E bine. Exact. Sunt doar lucruri frumoase. Și cu Albinuța, iarăși au fost... Copilăria e dominată de YouTube, care e mainly în engleză. Da, adevărat. Există vreo piesă de care să vă fie rușine că ați lansat-o? Să vă uitați acum în urmă și să ziceți, băi, parcă au fost versuri prea copilăroase sau poate nu era momentul să facă voltaj asta. Nu. Chiar n-avem niciun regret din nimic din ce am făcut. Nu numai melodii. Orice chestie am făcut, ne-am asumat-o, suntem pe drumul nostru. Când a fost cazul să nu avem succes, n-am avut succes. Când a fost cazul să suportăm consecințele, am suportat consecințele. Uite, spre exemplu, asta o istorie interesantă este cu participarea Voltaj la Eurovision. Noi pur și simplu am participat la Eurovision ca să susținem o campanie pe care formația o făcea la vremea respectivă. Pentru copii cu părinți în străinătate care... Uite-te la mâna mea, mi se face pielea de găină. Și la ora, deși, mă rog, pare un pic rău așa, dar la ora respectivă ne-am gândit cum facem să fie campania asta cât de mult cunoscută. Și ne-am gândit că Eurovision este unul dintre undele tractoare ale unei campanii. Și am mers cu piesa la Eurovision. Am câștigat, nici măcar n-am fost introdus în toată atmosfera aia. Știi că la Eurovision lumea se ceartă, cine face, câte puncte, nu știu ce. Noi eram din alt film. Pur și simplu când am câștigat ne-am bucurat că se duce campania mai departe, dar nicio clipă n-am fost apăsați de concursul Eurovision. V-a schimbat după aia cumva viața, Eurovisionul, cum sunt unii artiști care spun... A fost o experiență foarte interesantă, adică... Da. Intensă. Intensă. Ai fost cu ei? Cred că eu m-am bucurat cel mai mult când au câștigat. Ea a fost la Craiova, nu? Da. La Craiova, că am început să plâng instant când am aflat că au câștigat și după aia când am fost la Viena a fost o experiență de vis. Am cunoscut și unii dintre ceilalți concurenți și a fost foarte, foarte frumos.
Și totuși nu vrei să te faci artist. Rămâi la pilotajul tău. Rămâi la pilotaj, dar am acces. Ai acces nelimitat peste backstage, tot. Exact. Da. Da. Cum e asta cu backstage? Se întâmplă lucrurile alea de care citim noi pe undeva? În la noi nu. Sunteți cuminți, toți da. Familiști. Nu de toți asta, artiștii nu... sunt cuminți. Da. Da, normal. Serios, e o atmosferă foarte pioasă în general în backstage. Lumea se concentrează, bem apă sfințită. Urmează și ora de germană, apropo de apă sfințită. Doamne ferește. Okay. Nu vreau să spun nimic cu asta. Nu, dar sunt, să știi că și noi avem o viață destul de asemănătoare cu a sportivilor. Ne preocupăm de ce urmează să se întâmple pe scenă, ne odihnim cât de des avem ocazia, fiindcă avem mult de umblat. Ah, și uite o chestie, dacă e ceva care îmi displace îngrozitor de tare la toată activitatea asta, este fix să stau în mașină o zi întreagă să mă duc 300 de kilometri în 8 ore. Asta mă calcă pe cap. Mă enervează îngrozitor. Bine, cred că pe oricine și lipsa asta de infrastructură e destul de obositoare, mai ales pentru voi. Aveți astăzi un concert aici, după care acolo și... Da, 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 da. Termin e târziu concertul, pleci stors până căldurile de pe lume. Mă rog, șoseaua îngustă, stai până spatele căruței, până spatele... în fine, unei mame care își duce copilul în alt oraș, în spatele unui tir, ajungi obosit, stresat, nervos și trebuie să te împrospătezi repede ca să te sui pe scenă să cânti, că tot trebuie să cânti și lumea trebuie să-i placă, nu poți să stai obosit și nervos acolo. Și atunci, da, în fine, excesele de alcool nu prea și-au locul în amalgamul ăsta de... Excesele, în general, probabil că dăunează. Păi, da. Nici salam nu mâncăm mult, să știi. Nu mâncăm mezeluri, că am zis că fac rău. Am înțeles. Dacă sunt prea multe. Sunteți doar pe legume și... Și carne macră. Mai țineți minte lansarea albumului Povestea oricui din Polivalent? A fost un concert care mi-a rămas în memorie. A fost uimire și pentru voi și pentru noi. Trebuie să spun aici cu toată modestia de care sunt eu capabil... Că Voltaj are o grămadă de premiere înregistrate în general. Ăla a fost un concert la care o formație românească a adus din Olanda un LED care acum pare o banalitate, adică este o banalitate, doar că la acel concert noi am dat foarte mulți bani, nu mai țin minte cât, să închiriem LED-ul ăla și a fost absolut năucitor, ca afară. Să lumea știu se uita... Știu eu, dar poți să uit imediat dacă nu vrei să spui. Ce? Suma. Nu mai zice. Da, apropo de spectacole și de investit, oamenii se gândesc, băi, e trupă, vine cu niște pretenții financiare mari și oamenii ăia trăiesc după aia ca împărații, ca regii. Și nu se întâmplă așa? Nu, păi, cred că și din... Da, e o mită ăsta. Nu, acum, serios, voi practic mare parte din ceea ce câștigați se reinvestiți cumva, nu? Banii ăia mulți sunt la fotbaliști, nu la noi. Vreți acum să păreți modești? Nu, noi toți avem job și muncim luni, vineri, 9-16 și din asta practic ne susținem arta. Mare parte din ceea ce faceți voi atunci când aveți vreun concert, faceți voi sau este o echipă ceva mai mare în spate? Și... E o echipă mare, dar totul pleacă de la Voltaj. Adică la concertul nostru participă peste 100 de oameni, fiecare cu departamentul lui. Cei care fac grafică, video... De exemplu, acum pentru ce pregătiți în toamnă? Ați început pregătirile? Am început deja, da. Am început pregătirile. Cred că ăsta este cel mai bine pregătit concert. Niciodată n-am început atât de devreme. Dar pur și simplu așa a fost conjunctura. Am avut un spectacol foarte mare la Polivalentă acum vreo 3-4 ani, care s-a numit Meci de Box, unde am plasat scena în mijloc și, mă rog, cu patru laturi care erau pline de tehnică, am adus pentru spectacolul la motoarele inteligente ale formației Rammstein. Asta apropo de costuri și de implicare și nu știu ce. După asta, la 2 ani, adică acum 2 ani, am avut un turneu care s-a numit X-Tour și care tot așa s-a sfârșit la București, la sala Polivalentă. Și vă spun cu mâna pe inimă că în ziua aia nu cred că mai existau scule pentru încă un spectacol în București. Ați luat voi tot. A fost groaznic. La Polivalent era plin.
Dar pur și simplu pentru noi este o chestie, mă rog, naturală. Nu ne-am gândit niciodată la bugete. Asta e o treabă, este o declarație care, dacă ar putea fi verificată, foarte multă lume s-ar mira. Niciodată, și nu spun că e bine, dar vă spun ce se întâmplă. Niciodată nu ne gândim la buget când facem un spectacol. Vă gândiți la idee, la ce vreți să iasă. Ne gândim la idee, ce vrem să iasă și după aia vedem ce se întâmplă. Suntem alături de Voltaj în clubul de weekend, în ultimul minut al întâlnirii noastre. Mulțumesc pentru ora de germană. Mi-am pus mâna și la nas, ceea ce de la cursurile mele de comunicare nu știu ce înseamnă, dar mă pot abține. Ce lecții ne dați vara asta la Europa FM Live pe plajă? De cum să ne distrăm, să lăsăm totul și asta să trăim clipa? Și, da. Deci măcar nu e o lecție. E o întâmplare de care ar trebui să țină cont toată lumea. Sunt momente în care nu trebuie să spese de nimic altceva. Să lași tot. Pentru ultimele secunde ale întâlnirii noastre, voi ați urcat pe scena Europa FM Live pe plajă și nu o dată, nu de două ori. Nici nu mai am... De toate dățile. De toate dățile, nici nu am degete la o mână să număr. Și abia așteptăm. Care-i senzația când ești acolo și e marea aia de oameni și mai ales la unele piese, că tot pomenam un pic mai devreme, piesa cu care ați fost la Eurovision, oamenii aprind luminițele. O să spun o chestie care e mercantilă, dar asta mi s-a întâmplat. Am simțit nevoia să punem chestia asta pe un videoclip. Videoclipul nostru din toată inima se sfârșește cu o filmare aeriană cu 50-60 de mii de oameni, habar n-am câți erau la live pe plajă, și am simțit nevoia ca toată lumea să vadă atmosfera de acolo. Deci e ceva ce nu putem povesti în cuvinte și am vrut să punem pe video. Să se uite la clipul ăla și o să vadă atmosfera. Superb! Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru că am fost împreună în clubul de weekend la Europa FM și pe 8, 9 și 10 august abia aștept să cânt alături de voi la Europa FM Live pe plajă. Vom fi acolo. Și abia aștept să-mi văd și bine de tot versurile de la piesa asta. Să vezi și germană, dacă... Un particular e. Mulțumesc foarte mult! Seară de milioane în continuare! Ne vedem la Live pe plajă! Maratonul Europa FM Live pe plajă. Vino și tu pe 8, 9 și 10 august la Europa FM Live pe plajă. Află programul complet pe livepeplajă.com.